Uite, aveau ploavă, mă, de-asta, de mătase. Ai, ia să mărgau de la oare vorbătești? Nu, mă, uite-i că e de-aia cu flori, asta e a lui și aia ei. Uite. Chiar aia ei? Da, avem corețul de pijama. Aici au pus un aer condiționat. Anul trecut l-am pus ca să păstrăm mai bine. A, ăsta nu era racordat la... Aveau propriile lor surse de căldură și de electricitate. Nu, 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 în sensul că nu era racordat ca celelalte camere, pentru că acolo era o chestie total mascată pentru rece, cald, în jos, la subsol, argă. Diferă model, atâta tot. E același sistem. Dar aici rece cum băgau? Că aici e doar caloriferul. Acel tapet de mătase mai ascunde și niște găuri. Aha. Care nu se pot vedea. Toată casa a fost gândită estetic. Uh-huh. Să nu vezi caloriferul ăsta de acolo. Vai, apropo de estetic, uite ce oglindă. Uite, uite câte floricele are pe ea. Așa este modelul. Floricelele sunt, de fapt, din sticlă lucrate manual. Da. Bine, cum să se simtă? Foarte bine. Progresiv, uite aici. Aveau și frica. Niște hăinuțe. Uite hăinuțele lui. Șachetele lui de vânătoare. Aia maronie și aia gri. Ce pantofiore. Și ale ei. Wow! Nu pot să cred. Da. Doamna purta 39 la pantofi. Picioroare. Aici dormeau labradorii. A, aveau doi labradori. Da, tovarășul Corbu, tovarășul Șaro. Așa le spunea. Le-a făcut canapea. Asta era a lor. Deci oare credeți că e gresie pe jos? Pentru dezinfecție era. Da. A, uite, asta mai mare, mai are niște urme, că cred că a fost spălată, răspălată. Da. Și aici era baia. Tovarășul. Da, rămâi așa. Rămâi în baie? Da. Vrei să facem un selfie în baie? Nu, vreau să vadă în spate. Uite, poate să-mi da. Super, mulțumim frumos. Un băiț aici. Haide. Haide, la... Trebuia și noi în salonul de protocol acolo. Facem. Spațiu la grădina tropicală. Ah. În baie, chiar așa, în baie. Și baia care a scăriat toată România. Păi baia este un fenomen, baia, da? Lasă-mă. Vai de mine, baia de aur. Cât fast. Sunt tot luxurie. Wow, uite grădina tropicală. Da. Uite ce ficus, dacă cred că Răzvan a nebunit aici, la ficus. Avem noi un prieten, este fascinat de ficuși. Mandarin sălbatic, palmieri. Păstrate și întreținute de atunci. Câteva, altele înlocuite. A, să mai... Au îmbătrânit. Și ăsta, ce super. Este, da. Porumbelul păcii. Pus invers, nu știu exact din ce motiv, vezi, cam păi invers. Vedei de aici, de sus. Aha. E chiar frumos porumbelul ăsta. Dar ce, aveau și saună? Nu, acela este pentru infraroșu. Ce anume? Ce infraroșu? Aici, pentru grădină. Reflectoare infraroșii, lampi infraroșii, pentru plante erau. Pentru plafon care se deschidea cândva. A, dar nu se mai deschide. S-a blocat. Wow. S-a blocat casa, are
57 de ani vechi, nu așa? Da. Oricum arată extraordinar de bine. Uite și acolo ce mă. Da, un cadâne. Grații. Nu, no, cele patru au mai timpul. Ah, mai simplu. Da. Acolo ce e? Ajungem și acolo, da. Garderoba principală. Vino la garderobă. Garderobă principală, mamă. Aici noi n-avem voie. Astea sunt câteva mostre. În partea asta, după portină, aveți tot depozitul de haine. Wow. Astea sunt așa, model Chanel, acolo și-a luat doamna. Da, acolo. Le-a luat și le-a face la APACA la București. APACA, exact. Mă, chiar miroase ca într-un șifonier de bătrân. Da. Exact. Incredibil. Uite blănurile. Ia uite. Astea sunt doar mantale de blănă. Avem și haine, doar că nu le scoatem, fiindcă se pot deteriora. Da. Mamă, ce trebuie. Da, totul încă e plin. Și la sertăraș aici? Pentru curele. Bijuteriile le țineam în depozite ascunse în alte părți, nu aici. Nu aveam încredere aici. Unde puneau? Unde ceva? Departe. Nu știu, ați văzut la doamna acea parte cu șifonierele? Dacă deschideai un șifonier din ăla, mai găseai o ușă în interiorul lui. Nu e minciună, este, doar că e sigilat. Wow! Auzi, culorii, prefera culorile pastelate, nu... Pastel. Nu pastel. Fin. Fast. Fast lux și fastuos, somptuos. Ce să spun? Eu știu cu Hotel Neptun, cu ceva mai... Drept înainte fizioterapia, wow. La dreapta sauna, la stânga bronzat. Ah, deci... Bronzatul e sus și sol la roșu. Dar chiar îl foloseam sau era așa? Fiecare două săptămâni timp de trei ore. Masaj, aparat de slăbit cu apă, terapia cu acet, băi galvanice, manicure și pedicură. Să dau un mic spa aici, tovarăși. Spa? Dar ce bine este conservat. Bine, asta uite, au crăpat. Un pic. Cos de cauciuc. Sau... bronză. Aici ce mai e? Tot. Acolo e ieșire. A. Uite, aici unde se bronza unul. A, UV, un solar. Ce solar făcut, doamnă. Mai bine dată nu găsai. Mozaicule unica, dacă vă uitați, modelul este același, doar că combinația de culori e diferită pentru fiecare în parte. Da. Partea asta, frizeria, bărbierii, cu aforul. A, trebuie persoana, dar nu locuiau aici, nu? De frizerul. Nu, erau chemați telefonică și făceau treaba și plecau. Seara numai cu Brăl Ceaușescu rămâne aici. Cu exteriorul securizat, bineînțeles. Cu aforul frizerii. Sau stai cu aforul. Acolo se pregăteau înainte să intre la masaj. Oa, și aici o piscină! Vai! De 72 de metri pătrați. Mamă, deci chiar miroase ca... Știi, la Hotel Neptun, fix așa miroase. Mamă, dar cum e mozaicul! Da, 1 milion de piese făcute în 2 ani de 7 români. Asta după ce s-a mutat domnul Ceaușescu? 72 și 74 au dat partea asta. Panourile le-am pus noi, care sunt tot original. Vai! Dar panourile de ce? Ca să coboare în piscină? Nu, pentru a prăpăfeți. De ce? Ca să... Covorul
este pus pentru a proteja mozaicul. A, mai e un mozaic. A, aici era o poză, nu? Aici pe panoul. Organizăm din când în când. Pe vremea lor nu era nimic. Era o piscină până cu apă, atât. Dar ce vesel e mozaicul bombonat cu restul casei. Mamă, dar ce-mi place mozaicul ăsta. Uite acolo, zodiacul, ai văzut? Ăsta. Vai, dar este cel mai frumos mozaic. Uite, cu omul în spațiu, cu soarele. Ce păcat că nu mai apă în piscină. Uite, și scrie acolo, Olga Porumbar. Este recunoscută, a fost recunoscută în America și în Indonezia. Da, aici tapiseria asta e nouă, că i-am văzut și pe hol, nu? Nu e de atunci, pe cum arată. E de la alte vile de protocol din zonă, așa că ți-ar putea să fie original, doar pe alt model. Aici vă scoateți papăt și intrăm în grădină. Oh, gata, a fost. Așa este, dar poate zboară așa timpul. Andrei, 200, scoate 200, mai facem unul. Eu zic să-l facem și pe la 2 ore, merită. Ne săturăm. Ne săturăm de tot, toată nostalgia. Dar când se face mai cald, să fie soare. Mai e o